În această dimineață, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii din Giurgiu și București au efectuat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale 20 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de contrabandă cu articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice contrafăcute. Cele 20 de percheziții au avut loc la locuințele a 11 persoane și la puncte de lucru ale unor societăți de turism internațional din Giurgiu și București. 5 dintre descinderi au avut loc în municipiul Giurgiu, în cartierul Ghizdaru. Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015-iunie 2016, persoanele în cauză ar fi introdus în țară în vederea comercializării articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice contrafăcute, aduse din Turcia, purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Bunurile în valoare de aproximativ 3 milioane de lei erau transportate prin intermediul unor societăți de turism sau autotrenuri sub sigiliu vamal. Polițiștii au indisponibilizat pe parcursul cercetărilor bunuri contrafăcute în valoare de 2 milioane de lei. Persoanele în cauză sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare și contrabandă.